și toată schema gazdelor a ieșuat. Acum Alibeco, o pasă sclipitoare pentru Belu Iordache. Extraordinară pasa lui Alibec și apariția lui Belu Iordache. Da, Belu Iordache îl aplaudă pe Alibec pentru că într-adevăr a fost un moment extraordinar de fotbalist adevărat. Vede acel culoar, îl simte pe Belu Iordache. De Petrescu în această ediție de campionat. Hermannstadt și-a trimis oamenii înalți în careul lui Lazar. Petrescu bate, pericolul nu a fost îndepărtat și reluarea lui Dâlbea. Reflex Lazar, va fi corner. Aici neconvingător Mike Sestor. Momentul în care respinge, balonul ajunge la Dâlbea și acesta expediază un șut periculos. Lazar și acum Puteanu. Luț Roșu, ce frumos îl păcălește acolo, îl driblează pe Mățel. A fost Lulacu, îmi cer scuze. Acum combinație Lulacu-Alibec, vine Butean, șutul, gol! Șutul senzațional al lui Butean și 1-0 din minutul 49. Un trasor al lui Butean. Fără replică, portarul lui Hermannstadt Căbuz, execuție senzațională a lui Butean. La al doilea său gol marcat în Liga 1, Butean, și într-adevăr Beg îi ilustruiește gheata după o execuție cu adevărat minunată. Ionuț Butean revede în faza, o combinație aici reușită între Alibec și Azdren Lulacu. Alibec îl simte liber pe Butean, acesta găsește culoarul de șut și expediază, așa cum spuneam, un adevărat trasor. Nicio speranță pentru portarul Căbuz, șutul este perfect și Astra conduce Hermannstadt cu 1-0. Gol marcat de Butean. Alibec. Mario Pires și acum Erico. Ca de la brazilian la brazilian. Eluț Roșu. Beg. În centru pentru Alibec, acesta îl vede în partea stângă, liber pe Azdren Lulacu. Lulacu se apără Mățel la el. Lulacu scoate pentru Alibec, șutul acestuia. Și acum Lulacu! Ce a încercat acolo Azdren Lulacu, cât pe ce să asistăm la un gol de asemenea spectaculos, așa cum a fost reușita lui Butean, reușita de 1-0. Noi revedem faza pe de-a întregul și finalizarea acrobatică a lui Azdren Lulacu. Mingea trece puțin felicitat de CFR Cluj, iar Bud va evolua pentru actuala campioană, pentru campioana în titlu. O greșeală acolo, o greșeală a lui Mike Sestor și cât pe ce să reușească egalarea, Petrișor Petrescu. Din nimic practic a ieșit această ocazie a lui Hermannstadt. Centrarea lui Tătar gestionată prost de tot de finalul sezonului. Alibec sprintează spre poarta adversă, ezită acolo Miușković, un dribling paralizant al lui Alibec. Zua! Căbuz, faza nu s-a încheiat. Alibec cade marginea careului de 16 metri, faultat de Tsumu și va fi lovitură liberă pentru Astra. Dar ce acțiune a inițiat Denis Alibec, iată-l aici, îl pierde pe drum pe Tătar. Miușković ezită să-l atace decisiv, Alibec îl hipnotizează pur și simplu pe fundașul lui Hermannstadt. Combinație cu Zua, camerunezul nu reușește să-l învingă pe portarul Căbuz. Mingea revine lui Alibec, care este busculat în marginea. Alibec a plecat balaure în partea stângă, este proaspăt, abia a venit de pe bancă. Alibec însă într-o nouă cursă senzațională
un pic cam egoist Alibec, își dorește cu tot din adinsul să marcheze el, să iasă în evidență, dar poți ieși în evidență și dacă dai pase de gol. Alibec cale să plece din nou învins de la Giurgiu, așa cum se întâmpla și în sezonul trecut, atunci cu Dinamo. Iată-l pe Beck, Beck, șutul lui Beck, pe lângă, șansă mare de 2-0. Francezul Julien Antoine Beg trimite puțin pe lângă dintr-o poziție excelentă. Mângâie plasa porții, dar prin exterior. Va intra pentru secundele de final ale acestei partide și Vahid Hambo în locul